Caz ieșit din comun la o grădiniță din municipiul Motru, unde un cadru didactic susține că a simțit prezența unor fenomene bizare. Educatoarea Alina Pârvulescu a postat pe pagina personală de socializare un filmuleț făcut cu telefonul mobil, cu care vrea să demonstreze că micuții de 5 și 6 ani de la grupa mare nu pot dormi din cauza acelorași spirite care ar urmări-o. Ce se întâmplă cu voi? De ce nu puteți să dormiți? Conducerea grădiniței a cerut ajutorul instituțiilor abilitate. La începutul săptămânii, cam pe marți, doamna directoare m-a anunțat că are o educatoare la cămin pentru că a constatat că au găsit într-una din zile copii în picioare în pătuțuri, când era programul de somn, și cu cearșafurile pe ei. Și ziceau că tremură parchetul, că tremură pătuțurile, că sunt nu știu ce energii de acolo. În același timp, educatoarea a sesizat și ea poliția, cerând oamenilor legii să intervină deoarece se simte urmărită de spirite malefice.